Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru duminică 14 martie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. Hai să începem cu partea de dragoste. Aici avem Asul de Cupe, cea mai frumoasă carte care poate să iasă pe această etalare. Emoții noi, sentimente noi, pentru o parte dintre voi s-ar putea să apară oameni noi sau să reapară oameni din trecut. Un nou început emoțional, un nou început sentimental și niște semne foarte bune, foarte pozitive pentru orice relație începută sub energia acestei zile. Pentru cei singuri aici e posibil să întâlniți pe cineva sau dacă ați cunoscut deja pe cineva, astăzi puteți să duceți relația la nivelul următor. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici cu Asul de Cupe descoperiți noi sentimente, noi emoții, un nou strat de conexiune între voi și partenerul sau partenera voastră. Atunci când apare Asul de Cupe în etalarea de dragoste, ne arată că aici este vorba despre o relație karmică, o relație sortită, dar spre deosebire de majoritatea relațiilor karmice care au și conotații negative, pentru că cei doi parteneri trebuie să învețe ceva din modul în care se relaționează cu cealaltă persoană, aici e vorba de o completare frumoasă, pozitivă, de creștere în uniune, în unison. Aceasta este genul de relație în care cei doi parteneri își completează propozițiile unul altuia, în care vă înțelegeți dintr-o privire, știți exact ce e în mintea partenerului sau partenerei voastre, sunteți pe aceeași lungime de undă, vibrați energetic la aceeași frecvență, rezonați în toate planurile existenței voastre. Profitați de această energie, petreceți timp alături de partenerul sau partenera voastră, pentru că aici, din relația voastră, din uniunea voastră, o să aveți parte astăzi de foarte multă împlinire, de momente foarte frumoase. Și pentru că e vorba de o zi de duminică, puteți să petreceți chiar toată ziua alături de partenerul sau partenera voastră, să vă reîncărcați bateriile de cuplu, să vă sudați conexiunea dintre voi și cealaltă persoană. O energie foarte frumoasă. Una dintre cele mai frumoase cărți care ar fi putut să iasă pe poziția de dragoste. Pe partea de sănătate avem aici Regina de Cupe, Doamna Cupelor. Astăzi este foarte important să aveți grijă de voi, să vă relaxați, să nu vă stresați. Încercați să petreceți timp acasă sau dacă trebuie să ieșiți din casă, dacă vreți să ieșiți puțin la aer, încercați să mergeți în natură, nu mergeți în locuri aglomerate, nu petreceți timp în oraș, mergeți undeva lângă o apă curgătoare sau lângă un lac și orice faceți astăzi, asigurați-vă că aveți grijă de voi. Cu Regina de Cupe este foarte important astăzi să beți suficiente lichide, apă, ceaiuri, sucuri naturale, supe. Toate acestea o să vă ajute pe starea de sănătate, o să vă dea așa o stare de bine și de confort, pentru că asta își dorește de fapt Regina de Cupe, își dorește confort, confort emoțional, confort care vine din lucrurile care ne făceau plăcere în copilărie. Copiii și adolescenții o să fie mai mămoși, mai apropiați de mamă, o să își dorească să fie răsfățați, să fie ținuți în brațe, să se simtă protejați. Iar pentru adulți, dacă nu mai locuiți cu părinții voștri, azi ar fi o idee bună să vă gătiți felul vostru de mâncare preferat din copilărie, să vă reconectați oarecum cu acele lucruri care vă dădeau confort emoțional când erați mici. Din alte puncte de vedere, nu văd aici mari probleme de sănătate, doar așa o stare mai melancolică, mai visătoare, dar în general Regina de Cupe nu aduce mari probleme pe starea de sănătate. Pentru că aceasta este o regină pasivă, este o regină emotivă, care își dorește să aibă grijă de oamenii din jurul său și aplicată la nivel individual această energie, tot ce face este să vă readuc aminte să aveți grijă de voi înșivă. Spre finalul zilei puteți să faceți o baie caldă cu spumă sau cu săruri, un duș fierbinte,
Toate aceste lucruri o să vă ajute, o să vă dea o stare de bine. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem pentru a doua oară în această săptămână șasele de săbii, cartea de strategie. Aveți încă o șansă să reveniți asupra unei strategii pe care ați făcut-o sau nu ați făcut-o miercuri. Cum Universul vă dă a doua șansă să reveniți asupra acelor decizii sau asupra lipsei de decizii pe care ați fi putut să le luați miercuri, acum puteți să revizuiți aceste lucruri, să reveniți asupra acestor teme, asupra acestor topicuri și cu o viziune mai matură, mai înțeleaptă, să vă faceți planul de acțiune. Aici șasele de săbii vă cere să fiți raționali, calculați, echilibrați, să gândiți logic, să nu vă lăsați mânați de pasiuni, de emoții, de frici, să analizați la rece situația cu toate riscurile și oportunitățile sale și pe urmă să vă faceți un plan în consecință. Și aici nu e vorba doar de o decizie temporară de moment, ci aici e vorba de un plan pe termen lung, indiferent ce vârstă aveți. Că sunteți elevi, studenți, sunteți deja angajați, că vă apropiați de pensie. Nu contează la ce vârstă sunteți, care este situația voastră de viață. Astăzi este foarte important să vă faceți planul pe termen lung, pentru că tot timpul se poate îmbunătăți. Puteți să faceți ceva mai bine, puteți să puneți mai mulți bani deoparte, puteți să începeți deja să vă gândiți la planul vostru pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani. Nu amânați aceste lucruri, nu amânați aceste decizii, pentru că doar vouă vă faceți rău. Cu cât începeți să puneți bani deoparte mai repede, să investiți acești bani mai repede, cu atât banii respectivi o să facă mai multă dobândă și o să lucreze ei pentru voi. Adică aici șasele de săbii vă îndeamnă să găsiți metodele prin care banii voștri lucrează pentru voi, nu voi lucrați pentru bani. Și pentru cei care nu știți despre ce e vorba aici, o să vă las în colțul din dreapta sus un link către un canal de YouTube foarte interesant. Nu am nicio legătură cu acest canal, oamenii aia nu m-au plătit ca să vă vorbesc despre ei și despre activitatea lor, dar mi se pare important ca toți să devenim mai culți pe partea asta financiară, să ne educăm financiar, pentru că banii la urma urmei sunt o unealtă care ne pot ajuta să câștigăm mai multă independență. Banii ne pot ajuta să cumpărăm cel mai important lucru pentru noi și anume timpul. În loc să petrecem 8 ore pe zi la un job care ne drenează de toată energia, dacă avem suficienți bani puși deoparte, putem să ne cumpărăm acel timp și să îl dedicăm unor lucruri care să ne ajute, să ne ofere creștere spirituală, să ne ajute să avem niște relații mai echilibrate, o familie mai împlinită, o viață mai împlinită. Și cu șasele de săbii, energia zilei ne spune că e momentul să ne uităm la aceste opțiuni, la aceste oportunități, pentru că la urma urmei trăim în era tehnologiei și putem doar cu o atingere de buton de pe telefoanele noastre să devenim și noi investitori, antreprenori, de ce nu? Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem, mesajul pentru această zi de duminică, pentru toată lumea, este următorul. Sunt sănătos și plin de energie. Simt vitalitatea în mersul meu, îmi văd ochii strălucind. Sinele meu radios este chiar aici, îl afirm acum. Un mesaj foarte frumos pentru această zi de duminică, un mesaj plin de energie, de vitalitate și de voie bună. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!